De ziua Franței, zeci de soldați americani au invadat pentru 2 ore Piața Unirii din Slobozia. Alături le-au stat soldații români, parteneri în operațiunile militare desfășurate de NATO. Ei au fost întâmpinați de prefectul județului Ialomița și de primarul orașului, dar și de foarte mulți localnici, dornici să-i vadă în sfârșit, în carne și oase, pe cei pe care i-au tot așteptat decenii la rând. Forțele armate americane vor participa la o operațiune militară ce se va desfășura duminică la Bordușani, în Ialomița, în cadrul exercițiului multinațional Cyber Guardian 2017. Zâmbitori și prietenoși, soldații americani le-au prezentat oamenilor echipamentele militare din dotare și au stat răbdători în fața a zeci de aparate de fotografiat. Soldații americani au fost primiți cu entuziasm de localnici care au profitat de ocazie și au luat cu asalt blindatele sau au cercetat curioși armele pe care le-au văzut doar în filme. Direct la țintă! Unde vrea Dumnezeu ăsta, dragi? Să ne apărăm, uite ce avem aici, ce am făcut noi. Ce am construit și ne apărăm, nu să dăm la alții. Degeaba. Armele astea americane? 10 kg că care. Dumneavoastră în armată de care ați folosit? N-am folosit din asta, am făcut de ale noastre, caie mult de ale noastre, dar n-am folosit așa ceva, americani. Și ați vrut să le încercați? Păi da, mi-e drag, dacă am fost și eu, eu mai sergentul major. Și ale noastre erau grele, dar astea sunt mai performante, nu-i ca ale noastre. E foarte frumos, ne simțim foarte bine, sănița răgușită. Ia spune, Ștefan, e frumos? Ce este asta? În ce te-ai urcat tu? Tank. Într-un tank. Într-un tank? Da. Și-ți place? Da. Au reușit să vă impresioneze soldații americani? Cu tehnica, da. Foarte bună tehnică, frumoasă, față de-a noastră, da. Foarte. Și le mulțumesc pentru că a venit să le vedem și noi tehnica. Te așteptam de mult. Bine că au venit să stea mai mult și la plecare să ne ia pe toți. Ce ți-a plăcut cel mai mult? În special tancurile americane astea sunt mult mai drăguțe, sunt mult mai camuflajele și în special uniforma este foarte drăguță. Ia că au venit! Da, a venit, e un lucru bun. Trebuie să avem și noi o apărare sigură pentru un eventual atac de la est. Flancul este, domne, ce să mai e, ăsta e baza. Este o țară bogată. Ce se ia de la noi, sărăcia? Ar fi bine că ne dezvoltă ca oraș aici, dacă ar rămâne americanii, pe teritoriul Sloboziei, de exemplu. Adică toată partea, toată zona estică a României. La Chirana, unde sunt buncările alea acolo, are de băgat acolo, slavă. România are numai de câștigat. Un AG nou, după părerea mea. După 20 de ani de la armată, așa mi-aduc eu bine mente. Oricum, să mai dotați ca armata română. Da, și cred că mult mai bine pregătiți. Dar e bine că au venit așa la noi? Foarte bine, da, da. Și în armați? Și în armați avem și noi siguranța zilei de mâine, precum că suntem în NATO. Sunt în armați până în dinți. Este tehnica de luptă care o au trupele NATO. Aceste blindate și utilaje au venit din Germania, au ajuns ieri după amiază, în jurul orii 16. Participă la acea aplicație care va fi duminică la Bordușani și ca în toate locurile pe unde au fost și s-au oprit, au făcut și o expoziție, ca să o numesc așa. Bănuiesc că este interesant pentru toată lumea să vadă și pe viu cam ce vedem în filme sau în reportajele televiziunilor despre teatrele de operațiuni. Evenimentul, desfășurat și în alte orașe din țară, are rolul de a apropia armata americană de societatea civilă. La rândul lor, militarii americani au fost impresionați de căldura cu care au fost întâmpinați peste tot în România. Oh, we've been in Romania for about a week now.
I didn't know a whole lot before I came here. I do know that Romania very recently was entered into the European Union. And from driving around Romania the last week, it's a very beautiful country. The mountains and the rivers are, it's gorgeous here, really. And the Romanians, the people? The people are really nice. Everywhere we go, everybody is really nice. And the food they cook for us is even nicer. We entered Romania on July 9th, close to Arad. We have moved all the way from Sibiu, Sinaia, Polești, and now we will be here in Slobozia until we leave to go to Bulgaria on the 18th. The Romanian people have been amazingly friendly. We've been overwhelmed by the positive reaction. People have stopped us in the street to say hello. Everyone that we've met has been very excited to see us, and we have been very excited to see them. Do you have a girlfriend? Did you meet a Romanian girl? No, I have a wife who I love very much, and I can't wait to see her when I go home. And she's waiting for you where? She is in Germany. We live in Germany. This is my first time on a mission. I just got done with training, so this is my first time being outside of America. So that's why I say it's really nice to be in the Army, because it opens your eyes and allows you to learn about new cultures and new places that you never knew about before. Exercițiul Sabre Guardian este organizat în fiecare an, începând din 2013, și a fost găzduit până acum de Bulgaria, România și Ungaria.